Salutare tuturor, sunt Mihai Neamțu și astăzi doresc să vorbim despre excepționalismul românesc. Vi s-a tot spus și poate ați crezut că românii sunt un neam de tâlhar, de hoți, un neam nevrednic, incapabil să se ridice la înălțimea unui moment istoric, incapabil să producă genii sfinți și eroi. Vi s-a tot spus că noi suntem întotdeauna la coadă, nici de cum la vârful unei ierarhii a meritului moral sau științific sau tehnologic sau de orice alt tip. Și din păcate mulți români au început să creadă în această narațiune și să uite că în istoria noastră au fost figuri fabuloase, că în țara noastră au crescut genii, sfinți și eroi. Astăzi mă gândeam, sorbind cafeaua de dimineață, la două figuri minunate ale rezistenței anticomuniste, despre care un istoric precum Marius Oprea a vorbit pe larg, anume Tomar Năuțoiu, care a fost ofițer în armata regală și apoi mă gândeam la Elisabeta Rizea, o minunată țărangă care a fost torturată, bătută doar pentru că au oferit sprijin acestor minunați luptători anticomuniști care în anii 50, atunci când bolșevicii au venit să ocupe România au, repet, opus o rezistență morală și armată și fizică în fața acestor ocupanți. De aceea, astăzi... În București ar fi fost frumos să avem un muzeu al dictaturii comuniste, un muzeu al rezistenței anticomuniste și antistaliniste. El nu există, pentru că cei care ne conduc doresc ca dumneavoastră, copiii dumneavoastră și nepoții dumneavoastră, să fie ignoranți, să trăiască într-un prezent care nu are rădăcini, care nu este ecoul unui trecut glorios. Priviți, mărețe umbre, este mesajul pe care îl transmite imnul național. Și acest mesaj ar trebui să ne inspire și să ne ridice în fiecare dimineață din mlaștina mediocrității spre un înalt care ar trebui să ne definească întreaga existență individuală și colectivă. Haideți să facem din nou România Măreață!